Bună dimineața, bun găsit tuturor, Lux for Live, suntem într-o zi de vineri, o zi care se anunță într-un fel sau altul la fel de agitată, așa cum poate au fost toate celelalte zile ale săptămânii de până acum. Și dacă pronunț acest cuvânt, mă gândesc mai degrabă la situația cluburilor de Liga 1. În primul rând, se caută antrenor la FCSB în continuare. De ce spun asta? Din Șumudică a rămas doar Dică. Mai ales prin prisma faptului că Șumudică până la urmă a spus pas ofertei venite dinspre FCSB. S-au pus fel de fel de condiții, unele acceptate, altele refuzate. Până la urmă, cred că influența din jurul lui Marius Șumudică a făcut ca acesta să nu uite trecutul Rapidi, să nu uite faptul că el nu se identifică niciun fel până în acest moment cu acest club FCSB și, indiferent de propunerea avantajoasă, poate e bine să gândească o altă variantă. Se vorbește de Universitatea Craiova, echipa patronată de domnul Rotaru, se vorbește poate de o ofertă din zona arabă. E clar un singur lucru, ieri nu a ales să vină Marius Șumudică la FCSB așa cum aștepta patronul acestei echipe, un patron care s-a reorientat destul de repede și ultimul nume cu care el ar fi bătut palma, dar de aici până la a fi prezentat oficial este cale lungă, așa cum a fost și în cazul lui Marius Șumudică, este Nicolae Dică. Un antrenor al echipei naționale alături de Mirel Rădoi, antrenorul secund al echipei naționale, un antrenor care a mai fost la FCSB, care știe ceea ce înseamnă acest club, care a avut rezultate bune pentru FCSB și care în principiu și-ar fi dat acordul să preia această echipă după discuțiile pe care le-a avut cu Federația Română de Fotbal. De altfel, așa cum spunea, nu doar la FCSB se mișcă lucrurile din acest punct de vedere. Fac și o paranteză aici. Toni Petre ar fi acceptat să preia echipa a doua a clubului FCSB 2. În principiu, probabil dacă Nicolae Dică vine, se păstrează într-un fel sau altul și stafful, pentru că cu majoritatea el a mai lucrat, a fost acolo. Spuneam că nu doar aici se întâmplă lucruri interesante, și la CFR Cluj, și pare din ce în ce mai aproape numirea lui Adrian Mutu în locul lui Edi Iordănescu. Este cunoscut faptul că s-a mai pus problema venirii lui chiar înaintea întoarcerii lui Edi Iordănescu la CFR Cluj și în mare măsură după mandatul petrecut la echipa națională de tineret. Adrian Mutu se întoarce în Liga 1, el a mai pregătit pe ce voluntari, se întoarce în Liga 1 pentru a prelua campioana României. Rămâne de văzut ceea ce se va întâmpla, de exemplu, și în privința celor de la Universitatea Craiova. Uzunidis, antrenorul grec, nu știu cât de legat este de acest obiectiv câștigarea cupei și cât de mult contează viitorul său nu la Universitatea Craiova. Spuneam, era un nume pe listă, Marius Șumudică ar putea să vină în locul lui sau, eu știu, poate un alt nume din Liga 1, de ce nu un antrenor liber de contract. Să fac o paranteză și închei această introducere și cu echipa națională. Se vorbește, și sunt informații, se vorbește de viitorul selecționer al echipei naționale și iar Mirel Rădoi la ultima conferință de presă spunea că este singurul nume în fața căruia s-ar da la o parte. Se vorba de Cosmin Olăroiu, un antrenor pe care l-a avut la Steaua, un antrenor alături de care a trăit cele mai importante performanțe. Iar Mirel Rădoi ar urma într-un fel sau altul să rămână la Federația Română de Fotbal, de ce nu chiar să se întoarcă la echipa națională de tineret și să lase pe Cosmin Olăroiu să-și îndeplinească visul acela de a fi selecționerul echipei naționale. Și spun eu că pentru Federația Română de Fotbal ar fi un lucru extraordinar să aibă doi oameni care se înțeleg foarte bine, care sunt mai mult de atât, sunt și prieteni și care ar putea, într-un fel sau altul, să facă performanțe împreună pentru echipele naționale. Astăzi însă vorbim și de Dinamo, pentru că nu odată diminețile le-am avut cu povești legate de Dinamo, cu situația de la Dinamo, cu rezultatele de la Dinamo și iată că dinamoviștii răsuflă ușurați odată cu vacanța. Și mă bucur să l-am alături de mine pe Ricky Grigorete. Salut, Ricky. Salut, și eu mă bucur să fiu alături. Îți mulțumesc mult pentru prezență. Ești omul care a trăit intens acest sezon. Nu cred că a fost ușor să fii în vestiarul lui Dinamo. Nu cred că a fost ușor să ieși pe teren și să fii atât de greu de să poți să gestionezi atât de greu astfel de situație, pentru că totul s-a trăit așa cum am spus, foarte intens. A venit Dușan Urin, deși erau multe semne de întrebare în privința venirii lui, nu toată lumea avea încredere în el, și alături de el ați reușit să redresa situația pe final de sezon. Da, într-adevăr, așa e cum ai spus și tu, a fost o perioadă dificilă, o perioadă grea, dar
cred că caracterul fiecărui jucător s-a văzut în această perioadă și am demonstrat-o că suntem niște caractere cu toții cei care am făcut parte din acest grup și mă bucur foarte mult că am reușit să nu neapărat să salvăm echipa, cât să arătăm că suntem fotbaliștii profesioniști de fotbal și ne respectăm pe noi în primul rând. A fost un sezon greu. Un sezon în care s-a vorbit foarte mult despre faliment la Dinamo, despre viitorul acestui club și se vorbește, dacă mă întreb pe mine, și din acest moment pe mai departe, pentru că suporterii, cei de la TDB, au fost alături de voi, v-au plătit salariile, au plătit restanțe, au făcut tot ce a depins de ei pentru a suplini absența unui patron, care până mai ieri știam foarte bine că venea cu Cosmin Contra, au redresat situația pentru moment. Ce se întâmplă de acum încolo pentru voi? Păi și noi suntem nerăbdători să vedem ce se întâmplă, pentru că vom aștepta începerea reluarea antrenamentelor și cred că până la reluarea antrenamentelor cred că lucrurile se vor așeza și vom ști clar exact lucrurile cum vor sta cu cei din conducere, cine va fi și transferul care ne așteptăm și noi sau ce se va întâmpla, dacă vor veni jucători, nu vor veni jucători. Cele mai multe detalii cred că le vom ști cu toții la reluarea antrenamentelor. Până atunci vor fi doar mișcări de trupe, nu? Nu de să știm, dar cum ai spus-o și tu, au fost alături de noi cei din EDB, au făcut ce au ținut de ei. Cei din partea spaniolă, nu știm nimic de ei nici acum, nu înțeleg aceste zvonuri. Nu știu dacă l-ați mai văzut pe Pablo Cortaseră la față. Nu, eu l-am văzut, mi se pare, cred că o singură dată, când a venit la Săftica, de atunci... Era cu Cosmin Contra. Da, era cu Mr. Cosmin și de atunci a urmat, să zic așa, în ghilimele, haosul care s-a produs la noi. Trebuie să spunem de Cosmin Contra, nu știu câtă lume știe că el te-a dus la prima echipă a lui Dinamo. Da. Cu el ai făcut prima pregătire în Slovenia. Așa e. Cred că acum vreo 3 ani. 4 ani. Dar după campionatul național câștigat la junioratul de Florin Bratu și acea generație în 99-98, eu nu terminam ca și junior. Cei de la 98 terminau, erau peste vârstă, nu mai puteau să joace la junior, iar eu în continuare puteam să joc. Dar înainte de, parcă, dacă nu mă știu bine, înainte de Supercupa cu Academia Hagi, am primit un telefon de la Danciu și mi-a spus că voi face parte din lotul echipei mari când se va reuni de luni, ceva de genul ăsta. Și am fost foarte bucuros, surprins, pentru că atunci, să zic așa, Dinamo era pe locul 3, se bătea la campionat. Era un alt fel de spirit atunci când am ajuns eu la echipa mare și se simțea presiunea foarte, foarte tare. Erau jucătorii omogeni la echipă, jucători care jucau de mult timp împreună și era un grup foarte unit. Era mai greu atunci, nu? Bine, foarte greu. Era, părerea mea, și momentul pentru tine diferit. A fost destul de greu, pentru că erau jucători chiar valoroși, cum am spus, și totodată jucători care jucau de mult împreună și se cunoșteau și era un grup, așa să zic. Mai poate să arate vreodată Dinamo la fel? Da, cu siguranță poate să arate și mai bine de atunci, doar că depinde de mulți factori. Nu, atunci lucrurile erau destul de stabile, fiecare știa ce avea de făcut, fiecare avea o poziție în club, fiecare știa când vine la muncă, noi jucătorii știam ce trebuie să facem, cei din staff și tot așa, erau lucrurile foarte foarte ok. Nici atunci nu erau lucrurile perfect, dar erau lucrurile foarte ok și am plecat atunci la un drum cu mare, mare speranță, pentru că era acel meci de Europa League cu Athletic Bilbao, ghinionul a fost că am picat cu ei. Cred că dacă întâlneam altă echipă, cred că puteam să trecem ușor de altă echipă, dar, cum bine știm și noi, atunci Athletic Bilbao, cum și acum, este o echipă valoroasă și este foarte greu să o învingi. Cu toate că la București am avut un rezultat pozitiv cu ei. Eu pe atunci eram copil, nu... Tu doar simțeai mai mult atmosfera din punctul ăsta de vedere. Oricum sunt 4 ani în care tu ai plecat de la un copil, da, un puști. Așa. Până la, iată, națională, da? Naționala de tineret. Ai avut lucruri pe care le-ai construit,
cu multă ambiție, cu foarte multă muncă. Nu tot timpul lucrurile au stat așa cum ți-ai fi dorit. Cred că și sezonul ăsta... Cred că cam fiecare sezon nu mi-au ieșit lucrurile așa cum mi-am dorit. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt sănătos și mi-a oferit tot ce am acum și mă bucur pentru tot ce am făcut până acum pentru mine, în primul rând. Te gândești să faci parte din acest New Dynamo, că s-a tot vorbit, din New Dynamo pe care să-l reconstruiți și cu care să obțineți trofee, numai departe de sezonul ăsta. Trebuie să spunem că, deși situația la Dynamo nu a fost una foarte, foarte plăcută, și mă refer aici la campionat, în privința cupei a fost la, nu știu, la 2-3 penaltiuri, să spun, de a ajunge în final. Da, mă gândesc, eu am crescut la acest club, nu mai vreau să vorbesc că știu ce înseamnă și lucruri de genul, pentru că se interpretează și nu ar vrea să mai deschid alte subiecte, dar sper ca lucrurile acum din vară să se pună la punct și să plecăm la un proiect sănătos, să știm fiecare ce avem de făcut, pentru că ne așteaptă un an la fel de dificil cum a fost și ăsta și trebuie să știm foarte bine ce va urma. Cât de mult a contat venirea lui Dușan Urin, un antrenor pe care voi l-ați mai avut, nu toți, o parte dintre voi, a venit din nou la Dinamo. Toată lumea spunea la momentul respectiv că ar trebui să fie, după domnul Mulțescu, să fie un antrenor care să știe la rândul lui ceea ce înseamnă cu adevărat Dinamo. Da. Acum vorbim pentru că lucrurile au ieșit exact așa cum trebuia. A contat destul de mult venirea lui Mr. Dușan, pentru că cu el am avut în momentul ăsta de rezultate. Cred că și noi jucătorii avem o bună parte de merit din acest final de sezon, pentru că numai noi știm ce am simțit și ce am tras când am fost criticați, când eram catalogați cu jucători de Liga 2, Liga 3, non-valori și tot felul de lucruri de genul. Dar, într-adevăr, a știut foarte bine să gestioneze relația jucător-antrenor și a ieșit foarte bine. A deranjat situația per total, da? Cât de greu este pentru un jucător, în primul rând, pentru că toată lumea spune că voi vă gândiți prima dată la bani. Doamne, dacă nu ne primim salariile, nu știu, o lună, două, trei, deja suntem nemulțumiți și lucrul ăsta se răsfrânge asupra jocului echipei. Sunt la Dinamo astfel de jucători? Să pună mai întâi pe primul loc, da? Să pună pe primul loc bani și apoi să se gândească la Dinamo? Nu știu dacă sunt. Eu unul nu sunt așa, pentru că nu câștig avere de la Dinamo, în primul rând, și nu știu dacă colegii mei sunt așa. Dar și asta e o mare problemă, cu nu-ți primești banii o lună, două, trei și nu mai joci. Asta e o problemă de mentalitate, cred, la noi în România. Pentru că am avut discuții cu niște colegi de-ai mei care au jucat în vestul Europei și mi-au spus niște lucruri ce se întâmplă la ei pe acolo. Nu prea contează lucrul ăsta a banilor, că trebuie să câștigi și să-ți iei banii. La ei lucrurile sunt normale. Banii ți intră la zi, câștigi, nu câștigi, mai departe te va judeca directorul sportiv sau antrenorul sau cine este în măsură să o facă și te va cataloga. Ești bun, nu ești bun, mai rămâi, mai pleci. Banii îți vor intra la data de 3, 4, 5, nu știu, când e data lunii la ei acolo în sănătate și trebuie să joci. La noi, România, e o mare problemă, pentru că noi avem mentalitatea câștigă ca să primești banii. Dar nu cred că este în regulă această mentalitate, câștigă ca să primești banii. Banii sunt banii care i-ai negociat, care sunt în salariu, trebuie să-ți intre indiferent dacă câștigi sau nu. Părerea mea. Mai departe, poți să iei alte măsuri. Dacă nu câștigi, du-te tata la echipa a doua sau la vară rezilient contractul sau nu mai joci sau nu știu, alte lucruri. Dar nu că nu mai primești banii, pentru că nu cred că are legătură una cu alta, părerea mea. Un bonus, da, poți să-l judeci, poți să-l negociezi. Dacă nu câștigi, nu primești bonus sau nu primești prima. Ala da. Dar salariul nu cred că ar trebui pus în această ecuație, pentru că mentalitatea asta continuă să fie la noi în România. Nu știu de ce, dar ar trebui să o schimbăm. Foarte corect ceea ce spui, Ricci, te rog să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim.
ne-am întors la Lux for Live și mulțumesc încă o dată pentru prezența lui Ricci Grigore. Cred că de câți ani ești la Dinamo? Sunt tare mult. Ești un dinamovist veritabil. Mai ales că... Am crescut la acest club de mic. Noi trebuie să spunem că suntem vecini, dar da. Suntem în același cartier și ți-e ușor din aviație, de exemplu, să ajungi la Dinamo, să te antrenezi. Dar de ce ți-ai dorit să mergi la Dinamo? Ai avut vreun nou... Dinamo m-a selectat, așa să spun, pentru că eu eram la satelitul lor, dar nu aveam legitimație, să zic, de fotbal, știi? Adică jucam fotbal, meciuri împreună cu Robert, cu Moldoveanu, și eram amândoi la acel satelit. Mai apoi eu am făcut pasul, am venit la Dinamo. Am venit la un antrenament, simte pe Piții Varga în spate acolo la vestiar. Și din prima m-am integrat foarte bine alături de colegi și am rămas la acest club. Apoi a venit după mine și Robert și am crescut împreună cu, cine să mai zic, pe vremea era Ion Gheorghe, chiar și el era atunci... E de la Voluntar, nu? Da, de la Voluntar. Așa. Ion Gheorghe, era mai mulți care am făcut o figură frumoasă la nivel de copii și juniori, pentru că acolo eram în acel moment. Ok, mulți ani petrecut la Dinamo, a existat în tot acest timp, pentru că au fost perioade și mai bune pentru tine, au existat oferte pentru tine din Liga 1 și nu numai? Au fost zvonuri, au fost vorbe, dar e adevărat? Niciodată n-am fost la negocieri sau să vorbim. Au fost zvonuri, dar nu am fost la nicio negociere. Nu știu dacă, să nu greșesc, e adevărat că a fost și o informație legată de un posibil transfer al tău la FCSB? Da, știu când, în 2018, înainte de ultima etapă din acel an, jucam la Astra și au apărut niște zvonuri că FCSB a dorit să mă cumpere. Atunci eram un jucător destul de tânăr. Nu că acum aș fi un bătrân, dar era mult mai tânăr. Mi se pare că aveam 18-19 ani pe vremea aia și erau niște zvonuri, apăruse un articol, ceva de genul ăsta, că cei de la FCSB ar vrea, nu știu cât adevăr, câte minciune, dar nici nu se punea problema, pentru că nu cred că am declarat-o, dar știu foarte bine ce voi face cu cariera mea și... Deci ești unul dintre jucătorii din Liga 1 care nu vor trăda niciodată Dinamo, adică nu vor merge la FCSB, nu știu, în primul rând probabil la FCSB, nu? Clar, da, pentru că nu suntem compatibili. Înțeleg. Nu putem fi compatibili. Uneori banii, să știi că au mai creat compatibilitatea asta. Și da, clar. Știi și tu că sunt exemple. Sunt exemple, dar nu aș vrea să vorbesc despre acest subiect și nici nu aș vrea să intru în detalii, pentru că știu că au fost multe exemple când au spus mulți că nu și au fost acolo. Bine, ei știu mai bine motivul și alegerea de ce au făcut-o și nu aș vrea să intru în detalii, să judec, pentru că nu sunt măsură. Dacă ar fi să faci un pas în străinătate, unde alege să mergi? Dacă ți s-ar oferi variante, să spunem, unde crezi tu că poți să te adaptezi mai ușor? Nu știu, nu cred că mi-ar fi foarte greu dacă ar veni o ofertă din străinătate, dar îmi plac campionatele puternice, trebuie să fiu realist și să mă gândesc că mi este foarte greu să ajung din prima într-un campionat foarte puternic sau la o echipă foarte puternică. N-aș fi mulțumit să fac un pas intermediar la o echipă la care pot juca și să capăt cât mai multă experiență pentru a mă ajuta să ajung într-un campionat puternic. Nu știu, Italia, Franța, Germania, Anglia... Da, îmi place Italia, pentru că nu știu, îmi place stilul de acolo, tot ce se întâmplă. Îl avem pe Drăgușin, da? Un jucător care a apărut de nicăieri și l-am văzut în echipa lui Juventus. Da, da, da. Un jucător și el crescut de Juventus, pentru că acolo a început să se călească ca și bărbat, să zic așa, 15-16 ani, știi ce vrei de la viață și ăia sunt anii foarte importanți, părerea mea, în cariera unui jucător de fotbal. Te băieți îmi spun în caz că exemplu suprem pentru voi este Ștefan Radu.
Clar. Plecat de la Dinamo, a ajuns în Italia, rămas la Lazio, s-a întors, cred că o singură dată, sub formă de împrumut. Unde? La Dinamo? La Dinamo, nu mai țin pentru jumătate. Nu mai știu dacă e așa și a ajuns cel mai selecționat jucător al lui Lazio. Te întrerup pentru câteva minute, pentru că este alături de noi și mulțumesc pentru că e omul preferat al dimineților, domnul Dumitru Dragomir. Bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Nu v-am deranjat zilele astea cu telefoanele, v-am lăsat să vă adunați informațiile necesare și să ne oferiți și nouă niște răspunsuri în toată nebunia asta. Vă răspund cu plăcere, m-au deranjat alții, așa că mai deranjați-vă și voi. Așa, mă bucur că suntem din nou împreună. Ricci Grigore este în studio alături de mine, un dinamovist veritabil. Bună dimineața! Fie sănătos și el și tu și cei care vă privesc și vă ascult. Mulțumim din suflet. Asemenea, haideți, ce facem cu antrenorii în Liga 1, ce face FCSB-ul? FCSB-ul și-a ales antrenor bun, foarte bun. Deci e Nicolae Dică? Da. Sunteți siguri? Foarte sigur. De ce n-a mers Marius Șumudică? Nu știu. Șumudică m-a sunat și mi-a cerut părerea dacă să se ducă sau nu. Și i-ați spus? I-am spus, bă băiatule, nu te mai întâlnești cu oportunitatea asta. Du-te indiferent ce se întâmplă, pentru că te duci la un lot bun în care iei campionatul și vei fi unul dintre antrenorii de istorie, pe care rămân în istorie în țara noastră. Mi-am zis că cred că mă duc. Și s-a întâmplat după aia ceva, m-a sunat iar și mi-a zis, stau în cumpăna, mi-am zis că mi-am dat seama că nu s-au înțeles. Păi și cumpăna aia era legată de? Da, părerea mea este că a greșit cumplit și mă zic că, nu știu, ori de frică, ori de... Că are de bani mult să se ducă în altă parte, dar convingerea mea este că a greșit. E legat de suporteri, am văzut o știre legată de staff. Are vreo legătură cu refuzul său? Da, da, el avea cu stafful lui să ducă. Mi-a spus și mie că asta a fost cauza. Deci nu a acceptat să lucreze cu cei care sunt acum acolo, cu Thomas Neubert, nu știu, cine mai era în staff? Nu, și el e un tip orgolios, l-a deranjat că a spus Gigi că avea la el datorie de 10.000 de euro și el era în Turcia și a spus să-i dea la o fată amărâtă care e bolnavă. E pe moarte, sărac. Am înțeles. Deci au discutat și de această parte legată de o datorie de bani. Da. Unde mergeți? V-a spus... În orice caz, și-o modică a greșit că nu s-a dus asta. Se va mai întâlni vreodată cu această șansă? Nu. No. Că e a doua oară. Că e ăsta de orgolios și dacă îl vede murind de foame, nu-i mai de post. Am înțeles. Unde merge? Unde credeți că va merge? Universitatea Craiova poate să fie o variantă pentru el, echipa patronată de domnul Rotaru? Nu se duce în România, Anton. Deci dacă nu, nici la Rapid, nici atât? Nu o să duc. Credeți că a fost supărat și nu știu dacă v-a spus, a fost supărat că odată cu promovarea Rapidului nu l-a sunat nimeni să-l întrebe dacă ar vrea totuși să meargă acolo? Dacă Rapidul a promovat datorită unui singur om, a lui Mihai Iosif. Ăsta a inventat Rapidul de a promova. Fiind orice antrenor venea după fața pământului, nu promova Rapidul. Rapidul are echipă de divizia B. Ăsta i-a făcut să ia foc. Credeți că varianta Bogdan Andone, pentru că ei sunt cumnați, Marius Șumudică și Bogdan Andone, este una bună pentru Rapid? Domnule, n-are nimeni curaj să-l schimbe pe Mihai Iosif acum. Îi omoară galerie, dracu, vorbim. Și dacă, după 7-8 etape, dacă nu aduc jucători Rapidul, că nu joacă Iosif sau președintele sau Nicolae. Și atunci cel sacrificat va fi Mihai Iosif. Ca cel care rămâne în istoria Rapidului și este, după părerea mea, este erou. Cine l-a pus antenor, n-a greșit. A făcut o mare afacere. Cine îl cunoaște pe Mihai Iosif, își dă seama ce fel de caracter, de om este. Să vedeți cum stau jucătorii în jurul lui, parcă e o cloșcă cu pui. N-am văzut așa ceva. Vă dați seama, a făcut cantonamentele la hotelul... La dumneavoastră. Da. Acolo și l-am studiat, domnule, de la masă, în timpul, în ziua meciului. Are atitudine de mare, mare antrenor, domnule. Ascultați-mă ce vă spun, este un om simplu el. E genul lui Halagian, e genul lui
Valentin Stănescu, genul Neagică Nuțescu, este genul de antrenor mare, încă o dată, care generează o forță extraordinară la echipă. Da, e un mare câștig pentru Rapid, fără doar și poate și așa dacă, cum ați... Bineînțeles că la anul vor înjura mulți, pentru că Rapidul, dacă nu își aduce jucători, ce să facă? Rapidul are nevoie de 6-7 jucători, pentru că cei mai buni jucători la această oră, la Rapid, sunt cei tineri, juniorii. Într-adevăr, au juniori trăznă. L-au pe Ilie, Rareș, Ilie, jucător venit de la juniorul, de la celălalt patron Mihai, extraordinar. L-au pe fundașul central la 1.92, are 17 ani, face 18 ani acum. Bă, fraților, are niște tineri nemai pomeniți, bă, Rapidul. Ascultați-mă, în 2-3 ani de zile va fi ca Steaua. Dar acum nu poți să te duci cu ei la luptă. Îi bași pe puștii ăștia în luptă cu CFR Cluj, păi îi masacrează ei. Uite că ți-a dus vorba de CFR Cluj. Merge Adrian Mutu la CFR Cluj? Nu știu, dar CFR Cluj, dacă îl dau afară pe Iordănescu, înseamnă că nu sunt sănătoși la cap. Ăsta e cel mai bun antrenor din România. La această oră îl dai afară. El nu mai are contract acum, dar trebuie să se înțeleagă cu nou contract. Ce vorbești de mine? Acolo să știți că e un conducător, un oltean deștept. Copilul ăla are multă minte. Pentru că și pe Adrian Mutu, din câte am înțeles noi, a mai fost dorit odată, chiar înaintea venirii lui Edi Iordănescu. Și Mutu, două tabere, nu știu, n-am înțeles exact. Dom'le, și Mutu este antrenor de viitor. Dar este risc pentru Mutu. Eu dacă eram în locul lui Mutu, mai stăteam un an la echipa națională de tineret, că are tineret bun acum. Și iar se califică. Da, spuneți-mi, de ce nu rămâne la federație? De ce federația nu discută și el la rândul lui? Părerea mea este că-s bani puțin la federație. Mor de foame cu banii de la federație. A, deci e legat de bani. E legat de bani, sigur că da. Dar așa condiții federația creează la echipele de juniori și de copii, de juniori și de tineret, niște condiții fenomenale. Dar Mutu poate să reconstruiască un club, pentru că la CFR Cluj e nevoie, într-un fel sau altul, să reconstruiești. Jucătorii ăștia au luat 4 titluri consecutive. Doamne, Mutu nu-i băiat prost, să știți. Încă o dată. Mutu a trecut prin toate avatarurile vieții. Este super isteț Mutu, să știți. Reveni la Nicolae Dică, este alegerea potrivită? Cea mai potrivită. El a mai plecat odată de aici? Este poate mai potrivită chiar decât și Mudică. De ce spuneți asta? Pentru că Dică îi știa, mai lucrat cu ei, puștii au crescut în valoare, el s-a maturizat. Vine totuși de la echipa națională. Dom'le, să nu uitați că vine de la echipa națională. E adevărat, a lucrat cu Mirel și are probabil mult mai multă experiență. Bineînțeles. A fost mare fotbalist. Hai de ce? Dică este unul din viitorii mari antrenori ai țării. E liniștit, nu e nervos cu nervii. Nu. E ce trebuie. Cine l-a învățat pe Becali să-l ia pe ăsta a făcut o treabă formidabilă. Ați vorbit cu domnul Becali, nu știu, zilele astea? Nu, n-am vorbit. Cu Șumudică am vorbit, cu Becali n-am vorbit deloc. Știți de ce? Iar pe Șumudică l-am învățat de 2-3 ori. Du-te, băi, du-te că nu te mai întâlnești cu asta. Cine știe ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat, că v-ați spune. Știți că mai e un nume interesant, mai mult decât interesant pentru FCSB, iar acesta este Cosmin Olăroiu. Un om care la fel este în România, nu are contract și care a însemnat foarte mult pentru acest club. O să aduce Olăroiu la Steaua, mă, fraților. Olăroiu e de bani mult, e de la 2 milioane în sus. Dar atâția bani Olăroiu încât să nu-i mai stă mintea la 25.000 pe lună. Păi credeți că ar fi contat banii în situația asta sau dorința? Dom'le, ori sunteți sănătoși, ori sunteți alții nebunii cu toții. Numai banul contează, bă, frate. Sănătatea și banul, atât. Restul nu contează nimic în viața asta. Cele trei. Iubirea, banul și sănătatea. Stați bine la toate cele trei capitole, da?
Acum, la vârsta mea, da, stau foarte bine. Am viitorul în cocoașe. Vă mai întreb un lucru, că știu că sunteți prins diminețile. Tot de Cosmin Olăroiu, credeți că plecarea lui Nicolae Dică de la echipa națională este un semnal de alarmă și în privința plecării lui Mirel Rădoi? El spunea că dacă pleacă, acceptă să vină în locul lui Cosmin Olăroiu fără doar și poate. Da, e un drăguț ăsta, e un drăguț. Ei sunt prieteni, prieteni de familie, nedespărțiți. Foarte frumos, bravo lui. Dacă a spus asta, bravo lui Rădoi. Și poate fi varianta asta să-l vedem pe Cosmin Olăroiu selecționer? Nu. Nu vine, domne, la bani. Olăroiu de bani mult, mă, frate. Olăroiu de la 2 milioane în sus. Nu-și permite nimeni în România să plătească banii ăștia. Până la urmă... Poate Becali să-i dea 2 milioane. Becali a dat bani că trebuie să trăiască 3.000 de ani să-i cheltuiască. Am înțeles. Mulțumim din suflet, spor la treabă, că aveți multe de... Să fiți sănătoși cu toții, pa! De făcut weekend frumos, mulțumim, sănătate multă. Da, un om de la care întotdeauna aflăm lucruri interesante. Cum vezi tu, uite, că nu te-am întrebat agitația asta, că și la voi, repet, s-au perindat mulți antrenori în sezonul ăsta și cât de mult afectează, până la urmă, un jucător. Pentru că fiecare antrenor vine cu o strategie, are anumit jucători. Dacă tu, poate, până mai ieri erai titular, vine un antrenor cu o altă filozofie și spune, nu, viziunea mea... Da. Știi? Contează destul de mult și mai ales, zic eu, important e un antrenor când vine să știe foarte... foarte bine ce grup de jucători întâlnește și relația jucător-antrenor cred că e cea mai importantă și psihologia, cum vorbești cu jucătorul, cred că ține foarte mult de lucrul acesta și antrenorii care știu să facă lucrul acesta cred că au rezultate. La Dinamo ar fi înțelept să rămână Dușan Urie? Nu sunt eu în măsură să aleg. Dar voi vestiarul, așa, după lucrurile pe care le-ați realizat sezonul ăsta, pe final de sezon, clar că după aceste rezultate e părerea mea că ar fi normal să rămână, dar nu cred că s-a gândit cineva la schimbarea lui Dușan Uhrin. Voi vă doriți foarte mult și cum e, trebuie să și putem uneori în viață să obținem anumite lucruri. Cât de frustrant este să vezi în ultimii ani că, iată, vorbim doar de FCSB, de CFR care ia titlul încă o dată, da, 4 ani la rând CFR-ul ia titlul, FCSB-ul e acolo, Universitatea Craiova e acolo, mai apar în play-off, de exemplu, nu știu, Academica, Gâncen sau Botoșani, echipe care în mod normal n-ar trebui să fie, sau Șepși cu un nivel în plus din punct de vedere al situației, și voi vă uitați la ei în play-off și sunteți în play-out. Așa, este destul de frustrant, dar sezonul acesta a fost un play-out diferit, să zic eu, și N-am mai privit cu acei ochi când am fost în 2018 în play-out și aveam victorie după victorie și aveam inima, să zic așa, puțin rănită, pentru că ne meritam locul în play-off și toată lumea vorbea despre noi că puteam să facem o față foarte frumoasă în play-off. Anul acesta a fost un play-out mai diferit și nu mai aveam timp să ne uităm cine a intrat în play-off și ce s-a întâmplat, chiar dacă într-un moment am fost destul de aproape să fim acolo pe loc de play-off, dar au fost foarte multe probleme la club și lucrurile acestea, fără să vrei, au afectat echipa. E clar că trebuie să fie îmbunătățite multe aspecte. În primul rând, echilibrul vostru la nivel financiar, o stabilitate, să știți că voi nu știți nici până acum. Voi, în principiu, voi n-aveți, da, vorbim de patronat, un patronat așa cum e la alte cluburi, un președinte. De exemplu, Mario este omul care a venit acum și a încercat să suplinească prin prezența lui exact toată această poveste, toată această situație. Nu există organizare la Dinamo acum. Și da, organizarea era asta... și foarte greu să existe, pentru că au fost lucrurile pe repede înainte, exact. Spaniolii au venit în vară, din toamnă nu prea mai știam nimic de ei, a venit iarna, lucrurile au fost așa în stand-by și cei din RDB au preluat, să zic așa, atribuțiile unor patroni și nu cred că au avut nici ei foarte mult timp, dar sper că de acum din vară să știm cu toții ce se va întâmpla la club și să schimbăm lucrurile, pentru că nu cred că vor mai funcționa lucrurile dacă nu va fi organizare.
Deci hai să mai luăm o scurtă pauză de publicitate, te rog, și revenim pe final de emisiune. Am revenit la LuxSport Live, Ricci Grigore lângă mine. Încă o dată îți mulțumesc mult pentru prezență. Cum va fi vacanța asta pentru voi? Știu că, nu știu, v-ați întâlnit acum două zile, ați avut și voi așa o petrecere de final de an? Nu a fost niciun fel de petrecere. Am fost surprins, adică fost video, nu știu, că mi s-a părut că s-a exagerat un pic. Da, au fost interpretate puțin mai exagerat, dar nu, am ieșit după meci și am luat cina împreună cu toții pentru că la final de sezon. Nimic mai mult, nu au fost petrecere pentru că... Pe merit, până la urmă, orice echipă ne-am descătușat așa puțin pentru că nu mai noi știm, credem. Înainte de vacanță, vă mai vedeți, nu știu cât timp aveți pauză, cum va să cupla, nu știm, așteptăm să primim mesaje, să vedem când se vor relua antrenamentele și ce se va întâmpla. Uite, mă uit la stadionul ăsta, un stadion pe care... Vreți, nu vreți, trebuie să jucăm pe el. Trebuie să jucați pe el, exact, da. Te spui foarte bine. Asta pentru că din cauza unor lucruri care sunt independente, în primul rând de voi și de fotbal în sine, nu s-a dat startul reconstruirii lui, da? Pentru că am văzut Steaua, vorbesc de Steaua, da, Ghencea este reconstruit, a apărut Arcul de Triumf, Rapid are un stadion nou odată cu promovarea echipei, este un lucru extraordinar pentru ei. Iar voi jucați tot aici, fără să vă bucurați, până la urmă, de un moment în care lucrurile s-au modernizat, dar nu mai avem stadioane de genul ăsta prin Europa. Da, din păcate nu depinde de noi aceste lucruri, cum ai spus și tu. Sunt alți oameni care iau aceste decizii și sunt în măsură să comenteze. Noi așteptăm cu nerăbdare stadionul și... să vedem că există mișcări de trupe, dar din păcate până acum nimic, doar vorbe, confirmări că se va face, dar până acum fapte... Sunt informații, să vedem că știi cum e, apar informații, sper, pentru Dinamo, da, pentru voi să fie și adevărate, că undeva spre toamnă, ușor, ușor, lucrurile vor avea așa un start. M-aș ruga, așa, ar fi destul de bine pentru toată suflarea dinamovistă, pentru că un stadion contează foarte mult, ceea ce vedem și la Craiova. Când ajungi acolo și joci cu Craiova, te simți, să zic, fotbalist. Ești în alt mediu, o infrastructură extraordinară și, cum am spus, te simți fotbalist și oamenii, publicul vin la stadion. E altceva. Bine, și Arena Națională, voi de multe ori, meciurile cu FCSB-ul la jucat acolo. Pe arena, dar atunci când erau suporterii, o atmosferă pe care nu o întâlnești. Da, dar poți câștiga doar 3 puncte la un meci cu FCSB. Așa este. Înțelegi, pe Arena Națională. Mai sunt alte meciuri care sunt foarte importante, mai ales în perioada de iarnă, când atunci acumulezi punctele importante pentru a trece pe loc de play-off și contează foarte mult să ai un gazon bun. Uite, aici mi-aduc aminte, făcând o paranteză, eram în tribuna cu toți juniorii, da, în lateral. Era... În numele capitanului Cean? În 2015 a fost acel moment. Acel moment. Ce a însemnat pentru tine Cătălin Hâldan? Cât de mult contează pentru un fotbalist tânăr spiritul lui, pe care Dinamo îl păstrează și el este în continuare alături de voi, pe tricouri, iată, în peluze. Da. Chipul său este în vestiar, adică sunt lucruri pe care orice dinamovist, mai ales așa cum ești tu, crescut de la, nu știu, 7-8 ani, să spunem, da? În momentul în care ajunge acolo, cred că și când prinde arii. Da, cred că generația ce vine din spate, cei mici de, nu știu, 15-16 ani, nu cred că știu foarte bine istoria, pentru că sunt foarte mici. Dar să zic așa, sunt norocos că cât de cât am auzit destul de multe povești despre Cătălin și felul cum era el și, da, are o însemnătură aparte pentru fiecare jucător, mai ales pentru cei români, pentru că știm destul de bine cine a fost și ce suflet avea. Din păcate a trebuit să... Ai fost capitanul al lui Dinamo, da? Da, din fericire, da. Ce ai simțit în momentul în care ai pus banderola pe braț și banderola a echipului Cătălin? Da,
pentru mine a fost un vis împlinit, pentru că am fost capitan la juniori, am continuat să fiu și la echipa mare și chiar dacă a fost o perioadă scurtă din vari motive, au fost tot la fel, au fost niște întâmplări așa și atunci când am fost capitan, a fost o mândrie și ți-am spus, un vis împlinit, m-am simțit mândru de mine. Există la Dinamo un lider în vestiar? Simțiți? De exemplu, mă gândesc acum prin prisma experienței și al trecutului său, pentru că el a mai fost la Dinamo, mă gândesc la Paul Anton. Da, noi la Dinamo nu avem neapărat un lider care... Sunt mai mulți lideri și fiecare dintre noi își aduce aportul la echilibru în vestiar. Dar, cum ai spus și tu, Paul este un jucător care într-adevăr, este un lider și mereu pe unde a fost are leadership-ul cu el. Există un sfat al înțelepților? Adică 2-3 jucători care iau o hotărâre în vestiar? Da, tot timpul la noi, în majoritatea cazurilor, alegerile au fost discutate și luate împreună. Nu a decis un anume jucător ceva. Plecați în vacanță liniștiți? Aveți bani de vacanță? Bani. Nu aș vrea să comentez acest subiect. Măcar acum în vacanță să nu mai comentăm, pentru că trebuie să ne bucurăm de această vacanță. Da, eu... și de acum știi cum ne bucurăm, dar da. Bucuria depinde și de buzunar dacă pleci. Contează, da, contează. Sunt bucuros că sunt chemat la națională și... Cum va fi pentru tine? Uite că am omis întrebarea asta. Nu, să mă bucur foarte mult de vacanță. Cum va fi? Sau ce înseamnă pentru tine acest lucru? Da, o onoare. Tot timpul când sunt selecționat la echipa națională este o onoare. Pentru mine mai ales să fac parte din lotul preolimpic pentru Tokyo. Nu știu, dacă voi ajunge acolo, încă un vis îndeplinit și aștept cu nerăbdare. Sper din tot sufletul să muncesc și să fiu la cerințele antrenorilor, să fiu selecționat și la Tokyo. E o discuție în privința asta și cred că va fi foarte important pentru voi să mergeți cu jucătorii, poate nu cei mai buni, dar printre cei mai buni. Da, pentru clar, că deja ai văzut că sunt... La Dinamo nu cred că s-a pus problema să vă spună cineva că nu vă lasă să mergeți. Nu. Nu cred că nu s-a discutat asta, dar știu că acum la finalul lunii iunie se vor trimite convocările pentru Tokyo. Dacă voi fi, m-aș bucura de tot sufletul ca cei de la club să înțeleagă, dar cred că vor înțelege și cine va fi convocat de la noi de la echipă să ne lase. Este foarte important atât pentru jucător cât și pentru club să aibă un jucător la Olimpiadă. Experiență, nu te întâlnești. Știi că toată lumea spune, băi, în campionat european acolo îl mai ne prinzi. Doream să fii... Da, îl mai prinzi, exact, îl mai prinzi. Îl mai prinzi. Dar un campionat european, lumea spune, e mult mai important. Mai ales un mondial, da? Un campionat mondial. Păi putem să catalogăm ca un fel de mondial acest Tokyo, pentru că dacă nu mă înșel... Cei de la Under-21, dacă se calificau acum, urmau să se ducă la mondialul la Under-23, dacă nu mă știu, nu? Deci... Putem să catalogăm, dar noi, mult, zic așa, generația asta care a fost la Euro 2019, sunt mai norocoși pentru că, cum ai spus și tu, nu cred că te întâlnești foarte, foarte rar cu aceste momente. Da, iar voi aveți și ești ancorat de această performanță echipei naționale cu Milero 2, da? Da. Din Italia. Am văzut ceea ce s-a întâmplat și cu Adi Mutu, da, cu tineretul lui Adi Mutu. Ok. Da, au fost două campionate europene diferite. În primul rând de la organizare. Putem să o luăm. Exact. Cel din 2019 simțeai cu adevărat că este un turneu final. De la căldura aia care era micitoare în Italia, dar plăcută, să spun așa, pentru că nu te leșina, nu te dobora, dar era o căldură foarte, foarte, foarte apăsătoare, grea, apăsătoare, așa. Exact. Nu știu, eu n-am prins cantonamentul cu ei de pregătire înainte de turneul final. Eu am fost chemat în prisma după aceea, prisma accidentării lui Denis Drăguș și am simțit, într-adevăr, am simțit niște emoții și am avut niște trăiri extraordinare. Da, este un moment, practic tu
treci acest moment, da, din Italia, cu tineretul, ai șansa să treci acest moment de la Olimpiadă. Acum cred că trebuie să te gândești ușor, ușor către un campionat european și un mondial în viitor, da, cu prima reprezentativă. Îmi doresc în tot sufletul, da, să fiu în primul rând sănătos, să am putere de muncă, să muncesc foarte mult pentru a juca cât mai bine și a putea fi selecționat la echipa mare. Și cu Dinamo îți dorești să? Alături de Dinamo, pentru că sunt legat de acest club. Ricky, îți mulțumesc din suflet pentru prezența la emisiune. Îți doresc o vacanță frumoasă, atât cât este ea. Îți doresc să ai un nou sezon mult mai liniștit, să te bucuri de această prezență a naționalei noastre la Olimpiada la Tokyo, să te întorci cu o experiență frumoasă și cu rezultate. Da, da? Ajută, mulțumesc. Și noi ne vedem cu drag, mai ales că repede la 2 pași și te aștept din nou la emisiune să mai povestim. Și eu îți mulțumesc de invitație și a fost o plăcere să fiu alături de tine. Mulțumesc din suflet încă o dată. Dar dacă și ieri dimineață vă uram weekend plăcut, un pic de faza cu zilele săptămânii, acum într-adevăr ne îndreptăm către weekend și cu soare. Vă mulțumesc mult pentru prezența în fața televizorului, sunt sigur, pentru că ne mai priviți așa diminețile. Ne vedem și săptămâna viitoare, de la aceeași oră, 10 și 15 minute. Să vă bucurați, să zâmbiți, să aveți un weekend cu soare. O zi bună în continuare. Yeah.